Am înțeles, am înțeles. Z1 plus Z2 plus Z3, pe lângă 1 pe Z1 plus 1 pe Z2 plus 1 pe Z3. Mai mic egal decât 9. Mai mic egal decât 9. Cum se pare? Băi, urât. Dar tu ce chestie ai avut aici? Eu știi cum, când mă aflu în încurcătură, te întreb pe cel care, cu care vine problema. Care vine, poate, ai vreo idee. Da. Ba da, modul din Z1, modul din Z1 la pătrat, parcă este egal cu Z1 ori Z barat. Z1 barat, nu? Da, conjugatul. Z ori Z1, Z1 ori Z1 conjugat. Fii atent aici, problema asta e destul de ciudată. Trei numere și 1 pe Z1, dacă mulțesc cu conjugatul, la 1 pe Z1 acolo, vine Z conjugat pe Z1 barat. Hai să mulțim aici la 1 pe Z1, 1 pe Z2 și 1 pe Z3, să mulțim cu Z1 barat. Ia să o scriem, să o transcriem altfel. Ar fi așa că 0 mai mic egal decât Z1 plus Z2 plus Z3 pe lângă Z1 barat supra Z1 ori, ori Z1 barat modul din Z1 la pătrat. Bine? Plus Z2 barat supra modul din... Hai, lucrează și tu, da? Supra modul din Z2 la pătrat. Adrian nu lucrează că n-are încredere că voi o pot face. De-aia nu lucrează. Sigur că nu, băi, dar dacă... Nu mi inspiră încredere aici, eu ratez, ești. Z3 supra Z3 la pătrat. Da? Mai mic egal decât 9. E aceeași inegalitate transcrisă într-un alt mod. N-am făcut decât să mulțesc. Fii atent, am același numitor. Numitorii sunt egali, că au moduli egali. Fii atent, că e treaba faină, nu? Da. Și atunci, egeșițiu se aranja așa, echivalent cu 0 mai mic egal decât Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z3 pe lângă am același numitor și tu ai zis foarte bine Z1 plus Z2 plus Z3 totul barat supra modul din modul din Z1 modul din Z1 la pătrat, nu așa vine? Mai mic egal decât 9. Mai mic egal decât 9. Ai, te-ai dus până aici? Da, da, da. Păi și nu ai vrut să-mi spui și mie. M-ai lăsat singur, ai să-mi zic eu că, că merge în mintea, că-s grozav, da. Dar tu m-ai lăsat așa. Bine, mă. Hai să aduc aceeași numitor și ar fi așa. Z1 plus Z2 plus Z3 pe lângă Z1 plus Z2 plus Z3 totul conjugat mai mic egal decât 9 modul din... Hai să notăm cu egalitatea aceea a modulilor cu un ier. Nu? Egal cu ier. 9 ier pătrat. 9 ier pătrat, da. Ia să vedem ce este aici, mă. Păi trebuie să ne vină ideea, nu se poate. Dacă putem să încercăm o chestie trigonometrică? Mai vede și eu.
vreau să vă rozic. Vreau să vă arăți ca același modul. Asta e inegalitate cunoscută, dar nu vine mie în minte acum să ți-o spun foarte repede. E un număr complex. La urma urmei ăsta e un număr complex. Nu? Da. Z1 plus Z2 plus Z3, suma a trei numere complexe, tot un număr complex. Din coace conjugatul său. Așa ar veni? E Z1 plus Z2 plus Z3 cu totul conjugat, e conjugatul său. Nu, că e legătură cu Z1, Z2 și Z3, care sunt trei numere. Deci de acolo trebuie să fim un pic atenți, să vedem unde ne duce. Înțelegi tu? Da. Deci toată povestea este să avem în vedere că au aceleași moduri. Adică dacă aș lua așa, ar fi că Z1 egal cu iar pe lângă cos de alfa 1 plus i sin de alfa 1. Z2 ar fi iar pe lângă cos de alfa 2 plus i sin de alfa 2. Și Z3 egal cu iar pe lângă cos de alfa 3 plus i sinus de alfa 3. Da? Am cele trei numere complexe sub formă trigonometrică cu același modul. Modul l-am notat cu el și ce s-ar aranja acum? Ar fi inegalitatea ar fi așa 0, mai mic egal decât ierul este în factor, ier pe lângă cos de alfa 1 plus i sin de alfa 1 sau hai să spun așa, cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 plus i pe lângă sin de alfa 1 plus sin de alfa 2 plus sin de alfa 3 mai mic egal decât mai aveți o paranteză de închis. Mai am o paranteză dată la pe lângă hai să zic ier pătrat aici în față, nu? Ier pe lângă cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 și tu, Andrei, ai avut dreptate să fi pus asta paranteză dreaptă la început. Andrei remarcă faptul că e nevoie să pună în paranteză dreaptă. Partea reală o am într-o paranteză rotundă plus i pe lângă partea imaginară care simte, da? Tot într-o paranteză dreaptă. Așa se fac și pentru partea a doua, unde voi pune partea reală cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 plus i pe lângă, minus i pe lângă, acum va fi, că la conjugate este toate cu minus. Da. Minus i pe lângă sin de alfa 1 plus sinus de alfa 2 plus sinus de alfa 3. Închid paranteza dreaptă, mai mic egal decât 9 ier pătrat. De acord? Ier pătrat cu ier pătrat scap de el și inegalitatea devine. Hai să o scriem încă o dată. Cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 plus i pe lângă sin de alfa 1 plus sinus de alfa 2 plus sinus de alfa 3 tot într-o paranteză dreaptă înmulțit cu altă paranteză dreaptă cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 tot într-o paranteză rotundă minus i pe lângă sin de alfa 1 plus sinus de alfa 2 plus sinus de alfa 3 mai mic egal decât 9 și mai mare egal decât 0, da? Trebuie să arăt chestia asta. Echivalent cu, dar ce un număr complex pe lângă conjugatul său face, nu? Asta la pătrat
plus cealaltă la pătrat. Da. Că vine minus A plus IB, pentru că A minus IB, face A la 2 plus B la 2. Și ar fi că cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 plus cos de alfa 3 totul la pătrat plus sin de alfa 1 plus sin de alfa 2 plus sinus de alfa 3 totul la pătrat mai mic egal cuprins între 0 și 9. Asta trebuie să dovedim. Deci toată inegalitatea aceea este dusă în clipa asta în șmecheria asta de aici. Cos de alfa 1 plus cos de alfa 2 așa. Hai să vedem cum o conducem. O să o tot ducem înapoi până când ne ducem și noi la ceva care să fie ușor de dovedit. Nu? Cam așa am pornit-o acum. Că nu știm de unde să ne ducem și am tot mers în echivalență, în echivalență și am ajuns la momentul acesta. Păi, un trinom la pătrat îl știu să ridic. Nu? Fiecare la pătrat și pe urmă de două ori, prima dată, ia să zic eu. Deci, cos pătrat de alfa 1 plus cos pătrat de alfa 2 plus cos pătrat de alfa 3 plus de două ori, 2 pe lângă cos de alfa 1 ori cos de alfa 2 plus cos de alfa 1 ori cos de alfa 3 plus cos de alfa 2 ori cos de alfa 3 plus sin pătrat de alfa 1 plus sin pătrat de alfa 2 plus sin pătrat de alfa 3 plus 2 pe lângă. Produsele câte două. Sin de alfa 1 plus sin de alfa 1 sin de alfa 2 plus sinus de alfa 1 ori sinus de alfa 3 și plus sinus de alfa 2 ori sinus de alfa 3. Da? Mai mic egal decât 9. Ceea ce ar însemna 0 mai mic egal decât cos pătrat plus sin pătrat face 1, cos pătrat plus 1, 1, 1, 3. Ar fi că 3 plus 2 pe lângă cos de alfa 1, cos de alfa 2 plus cos de alfa 1 cos de alfa 3 plus cosinus de alfa 2 cos de alfa 3 plus sinus de alfa 1 sinus de alfa 2 plus sinus de alfa 1 sinus de alfa 3 plus sinus de alfa 2 sinus de alfa 3 mai mic egal decât 9. Scade un 3 peste tot. 6 rămâne. Da? 6 împar printr-un 2 și facem 3 pe lângă și apare că 0 mai mic egal de șterg pe 2-ul ăsta de peste tot și rămâne aici doar 3. Deci trebuie să arăt că cos cos plus sin sin, ce este cos cos plus sin sin? E cosinusul diferenței. Deci ar fi că cosinus de alfa 1 minus alfa 2 plus cosinus de alfa 1 minus alfa 3 plus cosinus de alfa 2 minus alfa 2 minus alfa 3 mai mic egal decât 3. Adevărat, Sorin. Adevărat. Păi, cosinusurile au cel mai mare valoare 1. Cosinusul oricărui unghi, mai mic egal decât 1. Nu?
cos de alfa unul sau doi mai mic, alfa unul și alfa unul, cât unul, fiecare mai mic egal decât unul, când adunăm mai mic egal decât 3. Deci maxima valoare este 1. Nu? Deci mai mic egal decât 3. Și terminată inegalitatea. Frumoasă, ți-a plăcut, nu? Da, tu le... Da, este și o altă șmecherie, dar acum asta am văzut-o eu. Eu cred că este și o variantă de generalizare a ei, nu se poate. Vreau să te duci algebric, adică Z1A plus IB, A1 plus IB1, A2 plus IB2. Eu am fructificat mai ușor aici partea trigonometrică, când m-am dus pe faptul că au același modul. Știi? Da. Și... Da. Ele, cele trei numere complexe, sunt pe cercul de același modul, adică pe cercul de rază IR. Da? Și sunt împrăștiate, așa, au moduli egale, A, B, C, acolo, trei puncte, care așa, și trebuie arătată inegalitatea aceea. Destul de interesantă inegalitatea. Repet, poate să fie și o altă soluție, te mai gândești și tu la o alta. Da, algebric. Da. Deci m-am dus, practic, pe inegalitatea clasică, nu? Că cosinul unui unghi... Practic, o generalizare. În mod sigur. Inegalitatea asta trebuie să poată să fie dusă. Dar, așa cum e pentru 3, 3 la 2, cum ai spus tu, poate 4, 4 la 2, așa mai departe. E în numere complexe, de moduli egale, ele plus inversele lor, sau conjugatele lor, ori conjugatele lor, mai mic egal decât n pătrat acolo. Tehnica de lucru este asta. Tu ai gândit bine acolo când ai prins conjugatul, ai avut același număr și apoi ele reprezentate. Vezi că n pătratul ăsta scăpăm și rămâne în partea asta, alta a doua. Da. Sigur. Nu. Fără discuție, e interesantă modalitatea asta de a încerca să vezi din particular spre general. Dar de cele mai multe ori, când ai o relație generală, atunci particularul este surprins în interior. Din particular, în general, și ai un particular. Da. Bine, generalizarea unei inegalități rămâne o problemă interesantă. Și atunci tu, practic, nu mai ai pentru 2, 3, 4, 5, o ai în general, pentru orice e. Da. Eu mă întreabă, mă, da. Iar, dar ți-o spun, din nou spun, dacă nu ți-o fac, te superi? Nu mă supăr. E bă, da. E la prima citire, nu? Aaaa, inegalitatea mediilor. Băi, ce-mi faci acum? Eu și mă pregăteam să închid, mă. Dar n-am ce face. M-ai prins în direct. Asta faci tu, că ai mai făcut-o și altă dată. Gata, hai să mă ocup, da, ți-am spus. Pentru el numere. Te-ai bucurat. Dar, repet, nu am pretenția că ți-o fac acum, ci încercăm o idee. Așa. Mă bucur că ai așa preocupări frumoase. Așa este. Da. În condițiile în care vrei mai mult, sigur că îți spui întrebări și cauți răspunsuri. Asta e corect.
Da? De ce? De unde vine chestia asta? Care a fost ideea? Să știi că inegalitatea mediilor spune așa. Dacă am A1, A2, cea mai departe AN numere, din R plus, steluță, da? R plus steluță, toate pozitive, media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Să o scriem. Hai să scriem. Ar însemna A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus AN totul supra AN e mai mare egal decât radical de ordine AN din A1 ori A2 ori puncte, puncte, ori AN, care e mai mare egal decât 1 AN pe lângă, supra 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus puncte, puncte, plus 1 pe AN. Pentru el numere. Pentru două o faci, nu știi? Așa. Pentru trei, hai să vedem. Da. Da, eu uite... Da, pentru 4 ai putea o face? Așa. Deci hai să facem pentru 4 și ușor, ușor să pornim în mișcare rotița, să vedem ideea cum o punem noi. Așa. A1. Pentru e egal cu 4. Da? A1 plus A2 plus A3 plus A4. Totul supra 4 mai mare egal decât radical de ordinul N, de ordin 4, am să arăt media armonică cu media geometrică și pe urmă cealaltă cu armonica merge la fel. Da? Da? Vine aici A1 ori A2 ori A3 ori A4. Și grupăm A1 plus A2. Deci A1 plus A2 supra 2 plus A3 plus A4 supra 2, totul pe 2. Este corect, nu? Și acum mi închipui că aplic inegalitatea mediilor pentru A1 plus A2 pe 2 și A3 plus A4 pe 2. Deci va fi mai mare egal decât radical de ordin 2 din A1 plus A2 pe 2, care înmulțit cu A3 plus A4 pe 2. De acord, da? Și asta ar fi, pe de altă parte, A1 plus A2 pe 2 e mai mare egal decât radical din A1 ori A2, iar A3 plus A4 pe 2 e mai mare egal decât radical din A3 ori A4. Și produsul lor va fi mai mare egal decât radical de ordinul 2 din radical de ordinul 2 din A1, A2, A3, A4, nu? Deci va face radical de ordinul 4 în final din A1 ori A2 ori A3 ori A4. Urmărește-mă acum. Acum, pentru 2 la 2, pentru 8 ai putea face? Okay. Pentru 6 ai putea face? Pentru 6. Da. Dacă ai ști pentru 3. Da. Fii atent, că de jocul e frumos de acum. Deci dacă am ști să facem pentru 3, am face și pentru 4, pentru 6. Da. Le-am grupat două câte două. A1 plus A2 pe 2. A3 plus A4 pe 2. Și A4 plus A5 pe 2. Și totul supra 3. Deci trebuie să știm pentru 3 dintre ele.
Și atât cum e șmecherie la 3. Tu spuneai ceva, dar știi cum e inducția ca să meargă? Eu încerc cu inducția acum, măi. Așa, încerc să folosesc inducția și vreau pașii din urmă să-i folosesc pentru pașii următori. Și vreau să păstruiesc un algoritm pentru ca să văd inducția cum va lucra de la, din aproape în aproape. Și acum, pentru 6, ar trebui să știu pe 3, că 3 ori 2 fac 6, da? Deci mă interesează A1 plus A2 plus A3, totul pe 3, să fie mai mare egal decât radical din 3, ordinul 3 din A1 ori A2 ori A3. Păi nu, aici trebuie să ajung. Da? Ei, am să folosesc drept A3, deci în loc de A3, egal cu A1 plus A2 pe 2. Ia să vedem dacă merge. Deci în loc de A3, pun A1 plus A2 pe 2. Și atunci inegalitatea devine următoarea. A1 plus A2 plus A1 plus A2 pe 2 și grupez pe A1 plus A2 în paranteză. Da? Totul pe 2, totul supra 2, deci am două numere. Primul număr e A1 plus A2 și al doilea A1 plus A2 pe 2. Care e mai mare egal, ia să vedem dacă nu iese jocul, decât radical de ordinul 2 din produsul lor. Adică cine e produsul lor? A1 plus A2 înmulțit cu A1 plus A2, totul pe 2. E, să văd eu aici dacă îmi este jocul, că trebuie să mă duc undeva spre cu 3. Dacă aduc la aceeași viitor, vine de 2 ori A1 plus A2 pe 2 și face 3 A1 plus A2 pe 2, pe 4. Nu? 3, membru stâng. De 3 ori A1 plus A2 pe 4 e mai mare egal decât radical de ordinul 2 din A1 plus A2 la pătrat pe 2. Nu, eu știu altceva. Hai să facem altceva, Florine. Deci, inegalitatea asta care s-o... Încă nu-mi dau seama de unde să merg. Deci, inegalitatea asta care trebuie să o arat cu 3 termeni, să folosesc, așa cum am zis, în loc de A3 pe A1 plus A2, ca să văd unde ajung încât să pot pleca de la ea. Deci, merg tocmai invers. Deci asta, dacă e adevărat, asta pe care trebuie să o demonstrez eu, o duc într-o echivalență în care folosesc drept A3, A3 egal cu A1 plus A2 pe 2. Da? Deci ea pe ea trebuie să o dovedesc. Dar nu știu să o fac, că exact cum am făcut la inegalitatea de mai înainte, am tot dus-o într-o echivalență, tot înapoi, și am dat peste adevărul pe care îl știam. Deci, cum am procedat la inegalitatea aceea mai mare egal decât 9? Am zis așa, nu știu să o fac, dar hai să mă duc înapoi, până am mai dat la cos. Da? Deci așa fac și acum, nu știu, am o idee, vreau să o pot dovedi folosind artificiu, cum ea e adevărată pentru orice numere a 1, a 2, a 3 pozitive, ea este adevărată, asta ar trebui să fie adevărată și pentru a 3, care este a 1 plus a 2 pe 2. Ce devine ea?
devine echivalentă cu A1 plus A2, acum, plus A1 plus A2 pe 2, totul pe 3, mai mare egal decât radical de ordinul 3, din A1 plus A2, pe lângă A1 plus A2, supra 2. Nu așa bine? Deci A1 plus A1 ori A2. Atenție, atenție. Trebuia să spun așa, radical de ordin 3 din A1 ori A2 și doar pe A3 să-l înlocuiesc. Adică în loc de A3 să pun A1 plus A2 pe 2. Încă o dată, iau Florine. Deci inegalitatea pe care trebuie să o arat pentru 3 termeni o surprind în varianta în care în loc de A3 pun A1 plus A2 pe 2. Da, l-am locuit pe A3 cu A1 plus A2 pe 2. Și ea se transcrie în echivalent, prin echivalență în de 3 ori ca adu la aceeași numitor A1 plus A2 din 3 ori A1 plus A2 totul pe cât vine? Pe 6. Așa vine? Deci amplific cu 2 totul pe 6 mai mare egal decât radical de ordin 3 din A1 ori A2 ori A1 plus A2 pe 2. Echivalent cu inegalitatea. 3 cu 6 simplificăm. Și apare ca 1 plus A2 pe 2 e mai mare egal decât radical de ori în 3 din A1 ori A2 ori A1 plus A2 pe 2. Echivalent cu ridic totul la a treia de acord? Da. Și vine A1 plus A2 pe 2 totul la a treia e mai mare egal decât A1 ori A2 înmulțit cu A1 plus A2 pe 2. Împart prin A1 plus A2 pe 2 și echivalent cu A1 plus A2 pe 2 la a doua e mai mare egal decât A1 ori A2. Ceea ce ar însemna echivalent cu A1 plus A2 pe 2 mai mare egal decât radical din A1 ori A2. Gata, am prins șmecheria. Am dat este un adevăr. Da? Și acum merg înapoi. De unde am să plec eu ca să-ți arăt pentru trei termeni? Am să plec de la A1 plus A2 pe 2 e mai mare egal decât radical de A1 ori A2. Inegalitatea pentru cazul nu e egal cu 2. Ridic la pătrat. Da? Ridic la pătrat. Înmulțesc în ambii membrii cu A1 plus A2 pe 2. Apare A1 plus A2 pe 2 la A3 mai mare egalită A1 ori A2 pe lângă A1 plus A2 pe 2. Ce fac? Extrag radical de ordin 3. Și mă tot duc înapoi până când constat că am desfășurat și în loc de A3 apare A1 plus A2 pe 2 pe care îl notez cu A3. Deci, eu nu știam de unde să plec. Vezi? Eram așa în panică și tot mă gândeam, băi, cum să fac eu? Dar am plecat cu semn de întrebare, că asta am transcris-o neștiind de unde să plec, cum a fost în cazul inegalității tale aceea cu numele complexe,
practic s-a adunat trei numere, trei cosinusuri acolo, mai mic egal decât 3, lucru care era clar. Așa și aici, în exercițiul ăsta. Nu știam de unde să plec, am plecat de la cele două, am plecat la pătrat, aici e momentul când mulțești ca 1 plus a 2 pe 2 la a 3-a. Să apar la a 3-a, adică mulțești ca 1 plus a 2 pe 2, inegalitatea asta. Ca să pui mâna pe indicele 3. Da? Și extragi de radicalul de ordine 3 și pe ăsta 1 plus a 2 pe 2 la a 3-a îl scrii ca fiind a 1 plus a 2, 3 a 1 plus a 2 pe 6, că mulțești și împarți cu un 3, și totul merge înapoi, înapoi, și notezi la un moment dat a 1 plus a 2 pe 2 cu 1 a 3. Și inegalitatea este clar cunoscută. Și dacă știu pentru 3, știu pentru 6. Știu și pentru 9. Dar cum am să fac pentru situația când vreau 5? Nu e greu. Trebuie să mă gândesc că pe 5 îl scriu ca... Până la 4 plus la 5. Așa. Cum la 4, până la 4 știu să o fac. Da. Nu? Și plus la 5. La 5 îl scriu ca fiind a 1 plus a 2 plus a 3 plus a 4. Pe 4. Pe 4. Sigur că pot să fac. Mă gândesc la treaba asta. Și el curge. De acum curge și ăla impar. Și... Multiplu de 2, a cât fac după aceea și tot așa, puterile lui 2 merg. Merge 2, merge 4, merge 8, 2 la, 2 la, că tot faci grupaje așa, și merge și 6, numele pare, toate merg, pentru că merge 3, da? Și te duci ușor, ușor. Asta ar fi ideea. Tu mi-ai cerut ce? Să-ți prezint o idee, pentru ca... Da. Și ca să-i dai drumul la inducție, este vorba de a vedea cum din aproape în aproape curge din care sunt pașii pe care trebuie să urmezi, ce variante a lui M construiești, puterea lui 2, multipli de 2 și așa mai departe. Și tot așa te duci ușor. Ai văzut. Da, acolo a treia, păi atenție! Că zice, fie oricare trei numere, a 1, a 2 și a 3, da? Eu am plecat de la a 1 plus a 2 pe 2, mai mare egal decât radical de la 1 la 2. De acord? Da. Am ridicat la pătrat. Hai să luăm acum de unde știu să plec eu. De unde știu să plec? De la inegalitatea pentru 2. Da. Am ridicat la pătrat. Am înmulțit cu a 1 plus a 2 pe 2. Inegalitatea trebuie să se schimbe un număr pozitiv, nu? Extrag radicalul de ordine 3. Da. Deci merg la adevăr, acum întorc înapoi. Da. Și când am extras radicalul de ordine 3, mi-a rămas a 1 plus a 2 pe 2 mai mare egal decât radicalul de ordine 3 din a 1 ori a 2 ori a 1 plus a 2 pe 2. Deci ăsta e momentul foarte frumos, pentru că lângă a 1 ori a 2 apare și 1 a 3, a 1 plus a 2 pe 2. Da? Iar pe acest a 1 plus a 2 pe 2, care mi-a rămas singur, înmulțesc cu 3 și sus și jos. Vine 3 pe lângă 1 plus a 2 pe 2, pe 6, 3 pe lângă 1 plus a 2 pe 6, da. Mai mare decât radicalul ori 3 din a 1 ori a 2 ori a 1 plus a 2 pe 2. Da? Da. Iar 3 de ăștia îl spui 1 plus 1 a 1 plus a 2 plus a 1 plus a 2 pe 2. Așești. Adică cei 3 pot să zic că e 2 și plus 1, nu? Dar distribui pe 3 acela și la 2 acela și apare 1 pe 2. Uite că ne-am duc la aceeași numitor. Ai văzut acolo? Cei 3 cum au apărut? A 1 plus a 2 am ajuns la același numitor pe plus a 1 plus a 2 și pe 6. Da? Deci acum pe 3 pe lângă 1 plus a 2 pe 6 pot să-l gândesc ca fiind a 1 plus a 2 de 2 ori a 1 plus a 2 de 2 ori a 1 plus a 2 pe 6 și plus a 1 plus a 2 pe 2 sau pe 6, bine, și distribui pe 6 la 2 și 3, hai că ai să calcul algebric, elementar, na. Da? E
o treabă care o vezi foarte ușor. Și inegalitatea s-a așezat așa, a 1 plus a 2, plus a 1 plus a 2 pe 2, totul pe 3, totul supra 3, mai mare egal decât radical de a 1 ori a 2, ori a 1 plus a 2, radical de ori în 3, din a 1 ori a 2, ori a 1 plus a 2 pe 2. Și acum ți este sugerat ca 1 plus a 2 pe 2 să-l notezi cu a 3. Și ți-a adus, te-ai dus la inegalitatea a 1 plus a 2 plus a 3 pe 3, mai mare decât radical de ori în 3, din a 1 ori a 2 ori a 3. Totul este foarte fain de tot. Crede-mă că... Da? Tu ai muncit mult acolo pentru 3, ca să te duci la a 3, x la a 3, plus x la a 3, plus x la a 3, plus x la a 3. Da, da, da. Da, da, aici e frumos, e frumos. Urmărește încă o dată că îți place. În mod sigur îți place. Ești mulțumit? Ți-am dat o idee. Da, mulțumesc. Băi, m-ai prins așa, m-ai prins că sunt foarte odihnit și gata, m-ai așa atacat. Bine, băi. Bine. Mă bucur că ți-ai. Îl pun, sigur că îl pun. Ei se înregistrează, îl pun, nici nu cap pe discuții. Inegalitatea mediilor, mi-amintesc când eram, când predam așa, la clasa aceea bună care ți-am spus, am mai spus eu prin internet, acea clasă extraordinară care o aveam cu fiică-mea în clasă, cu ginerele meu care sunt la Microsoft acum, mi-amintesc foarte bine că la clasa a 10-a, când erau ei, le-am propus chestia asta cu inegalitatea mediilor. Și mi-a rămas de acum câți ani, 20 ceva de ani, în 92, 93 erau ei în clasa a 10-a. Deci 22 de ani. Și mi-am amintit acum că am făcut-o. Și am zis, băi, o fac pe asta, nu știu. Nu mai eram sigur de 22 de ani în urmă, n-am mai făcut-o, dar am zis, trebuie să o fac. Așa că m-ai prins în, cum spun, în mână, cum se zice așa. Ideea o aveam, dar nu mai lucrasem niciodată. Dar și atunci, mi-am amintit la clasă, numai că le-am sugerat ideea. Ei s-au dus ca și tine acum, cum ți-am spus o ție, n-am avut să fac toată inducția, numai ne-a spus primii pași și cum te duci de acolo înainte. Da. Sigur că, sigur. Sigur că da. După aceea te duci acolo muncești. Hai că te las să... Că... Vlăduț, Vlăduț, elevul online, dacă tu l-ai văzut. Ai văzut filmulețul acela când era în clasa a șaptea? Da, știi Vlăduț. E bine, Vlăduț, acum vreo 2-3 ani, cred că era prin clasa a noua și eu prins el... Da? Mă bucur mult, mă bucur mult. Primisesem o inegalitate de prin gazetă și am zis, bă, profesor, mi-am bătut capul, cred că am vreo câteva luni de când mă chinu cu inegalitatea asta. Hai să o vedem. Și m-a prins, cum ai prins tu acum în film, la telefon și a zis, hai mă, să mă uit, dar o pot să zic o fac. Nu, pretenția ar fi prea mare. Ai văzut-o, da? Foarte complicată. Și după care mi-a dat telefon și a spus, profesor, ori s-a revenit în gazetă la inegalitatea aceea și s-a spus că este o greșeală și mai trebuie nu știu ce condiții, cam așa, nu mai... Păi da, asta mi-a spus și el. Îmi pare rău, zice, v-am solicitat, dar nu mergea inegalitatea. Așa că... Țăi, exact, exact. Sigur. Rămâne... Cei care construiesc inegalitățile au la bază tot felul de inegalități clasice și pe baza lor fac tot felul de combinații, mai majorează cele mai dure inegalitățile, cele care se strâng. Nu știu cum să spun eu. Adică vezi la inegalitatea mediilor, aritmetica față geometrică, față de armonică, da? Ei, dacă cineva bagă printr-o șmecherie un termen între ele și este adevărat, inegalitatea devine foarte dură. Că între media aritmetică și media geometrică găsește el pentru un caz particular de a 1, a 2, a 3, găsește posibilitatea de a se intercala și atunci tu nu mai poți
folosim media arbitrară cu media geometrică. Este o inegalitate mai dură, mai strânsă, mai greu de ajuns la ea. Da? Deci, aceia care fac inegalități dure, foarte dure, și... Da, tot felul de speculațiile astea și se bagă pentru o situație particulară a lui A1, A2, A3 cu posibilitatea de a se strecura cu un termen intermediar la inegalitatea, fie media aritmetică cu geometrică sau geometrică cu armonică aici. Și o face mult mai dură, mult mai dură. Este mai strânsă și tu trebuie să te prinzi de speculația lui. Trebuie să te întrebi ce particularitate au numerele A1, A2, A3 și cum anume el se folosește de chestia aceea și vine cu o inegalitate mai dură. Hai că te-am lăsat, Florine, că eu de la 4 la 5 când am început astăzi, nu o țin continuu. Bine, hai. La revedere, salut! Da. Astea jocuri frumoase fac. Superbe. Da. El știe un lucru, că eu îmi pierd clienții. Când mă duc la inegalități de astea, copiii se uită majoritatea la lucrurile de jos. Da. Când am urcat și noi la o chestie de asta mai sus, s-a dus, gata. Te uita la filmecerea aia, nu mai fost vizionată de nimeni. Care? Aceea, când am făcut inegalitatea, ce chestie am făcut. Inecuația aceea, sau o ecuație exponențială atipică. Cu 2 la x radical de nu știu ce, la 1 minus x, veni să-și tu cu o ecuație exponențială, da? Urâtă, foarte urâtă. Și abia în culise tot inegalitatea mediilor. Și era mai mare și mai mic în același timp. Și trebuia să apară egalitate, că nu se poate și mai mare și mai mic. Și atunci, aceea am urmărit-o, nu le-a trebuit la niciun. Decât foarte puțin sunt aceia care, de sătul la nivelul țării, sunt vârfuri și știu de profană. Deci eu mă feresc de subiectele acestea. Ți-am spus și ție. Hai să coborâm la nivelul chestiunilor de clasă. Că de multe ori avem slăbiciune aici. Da. Majoritatea aici au greșeală. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!